sunt foarte multe situații, și asta vorbim din perspectiva relațiilor între familiile transgeneraționale, prin oglindire, în care am un partener, stau cu el o perioadă, nu-mi place, resping modelul, plec la alt partener, resping modelul, dar de fapt ce fac? Non-stop chem aproximativ același tip de partener. De ce? Respingerea nu face altceva decât să dea energie. Tot ce resping, hrănesc. De ce? Pentru că atenția mea este acolo și ce fac? Respingând, dau multă energie către acel ceva, nu contează ce frecvență are energia. Eu o hrănesc. Și în momentul în care o hrănesc, o cresc și atunci ce fac? Din nou chem și din nou chem și din nou chem și din nou chem și chem repetitiv mai mulți parteneri care toți au aceeași prestație în raport cu mine și îmi pun întrebarea, ok, dar de ce toți se comportă la fel ca cu mine? Și răspunsul e simplu, ei nu se comportă la fel cu tine, ei se comportă la fel cu câmpul pe care tu îl reprezinți. Câmpul lui lucrează prin prezența lui, prin identitatea lui și manifestă un comportament specific pe acest nivel de oglindire, care n-are nicio legătură cu tine, pentru că tu nu ești corpul. Corpul este doar un vehicul prin care tu trăiești această experiență.